De când tot mai multe școli au revenit în mediul online, multor părinți le este greu să controleze timpul petrecut de cei mici pe calculator. Așa că fie dacă vorbim de jocuri, fie dacă vorbim de social media, copiii dezvoltă în timp dependențe. Cum îi afectează și ce efecte au acestea pe termen lung, ne spune Mihaela Sahleana Petroaie, psihoterapeut. Bună dimineața, bine ai revenit! Bună dimineața și bine vă regăsesc! Haideți să discutați și voi subiectul cu noi pe WhatsApp la 0751 121 123. Care e situația la voi acasă? Cât se joacă ai voștri copii sau ce vreți să aflați despre dependența lor de social media sau de jocuri? Corect. Vă răspunde Mihaela Sahleana. Eu am copii și știu cât este de greu să te opui atunci când copilul se așează în fața televizorului sau al ecranului și e liniște. E bine, da. Nu? Și e bine, e liniște. E... Avem niște statistici, știm câți copii suferă de dependență în acest moment? Foarte mulți copii suferă de dependență. Se pare că, și nu numai că avem o statistică care este relativ sumbră în momentul acesta, care arată că numărul de copii care dezvoltă dependențe este în creștere. Acum și școala online, într-un fel, a complicat, nu a simplificat când vorbim de adicție în sensul acesta. Pe de altă parte, ca părinți, copiii și ei ne văd și pe noi în fața unui calculator. Este foarte dificil să îi explici unui copil că are un timp mai redus, pentru că de cele mai multe ori sunt jocuri care oferă recompense imediate, o stare de bine. Ele sunt jocuri foarte bine gândite, în sensul că țin copilul foarte captiv. Acum... De ce devenim dependenți mai exact? Ce ne face să... Ce ne oferă viața asta virtuală astfel încât să devenim dependenți de ea? Plăcere imediată, gratificare ușoară, adesea provocări la unele jocuri. Aici aș vrea să discutăm foarte cinstit că jocurile sunt foarte diferite. Nu vom putea niciodată compara un joc care este un joc inteligent cu un joc care este un joc nociv pentru copil. Toată lumea blamează jocurile pe calculator, dar trebuie să ne uităm la calitatea jocului și să fim foarte conștienți că trăim într-o eră digitală. Ca urmare, părinții trebuie să fie extrem de atenți ce consumă copiii în acest sens, pentru că vorbim de consumerism în sensul acesta. Adică să se joace și ei jocul respectiv, să vadă dacă e bun. Nu, să știe exact calitatea jocului, durata, deci timpul și conținutul acelui joc pe care copilul l-a ales sau pe care copilul îl preferă. Dar când vorbim de dependență, când ne dăm seama că al nostru copil suferă de dependență? Vorbim de dependență când toate celelalte activități ale copilului, inclusiv cele care erau plăcute, interesante, iubite de el înainte, sunt tratate cu superficialitate, termină masa mai repede, vrea să mănânce mai repede, termină temele în mod superficial dacă e un copil școlar, termină totul repede pentru că vrea să ajungă la calculator, nimic nu mai este atât de important cum este calculatorul. Când iubește calculatorul mai mult decât orice, avem deja o problemă. Eu n-am întâlnit copil care să aibă contact cu jocurile pe calculator sau desenele și să nu-l iubească mai mult decât orice altceva, acum cinstit, adică... Dar putem să cuantificăm în ore, adică cât e sănătos să se joace și de la câte ore în sus considerăm că e un pericol? Întrebarea este corectă, dar trebuie să o raportăm la vârstă, pentru că dacă vorbim de un copil 2-3 ani, în jur de 15 minute, maxim 20. Timpul crește. Dacă vorbim de un copil 5-6 ani, ajungem la 45 de minute, o oră. Pe zi. Evident, da, evident că acest timp ar face foarte mulți copii în momentul acesta să fie posaci. Dar ca părinte trebuie să ofere alternative. Este foarte greu să interzici unui copil ceva care îi aduce plăcere și fără să-i ofere altceva. Păi, este foarte dificil. Cititul, jucatul afară nu mai reprezintă același interes. Lectura este foarte descurajată, din păcate, și trebuie să fim foarte conștienți că din punct de vedere psihologic gândim cum simțim, cum gândim, și vocabularul ne arată cum gândim, iar un fond lexical din ce în ce mai redus este în profundul dezavantaj al copilului. Trebuie să ne gândim la copil și că va fi adolescent, că va fi un adult tânăr, că va face ceva în viață și în viață nu te poți prezenta doar cu un CV de jocuri la un moment dat. Trebuie să există mai mult conținut în tine, mai multă dorință de a progresa în viață, faptul că ai scos timpii cei mai buni la un joc sau că te-a premiat jocul respectiv interactiv sau nu, nu te va ajuta foarte mult ca adult. În afară de un vocabular mai redus, cum îi mai afectează jocurile pe copii? În multiple feluri. În primul rând, sunt foarte multe jocuri cu efecte. Ce înseamnă efecte din ce în ce mai spumoase, din ce în ce mai atractive? Înseamnă că, practic, acest copil va fi desensibilizat la ceea ce nu va fi un efect extraordinar. Vedeți că și filmele pe care adolescenții le preferă sunt filmele cu efecte. Deci, se lasă în spate conținutul, se lasă în spate mesajul, se lasă în spate scheletul și tot ce este mai important într-o poveste, într-un film, în conținut, mai corect spus, și contează efectele. Discuțiile între adolescenți sunt: ai văzut ce efecte? Mamă, dar ce mișto! Deci nu mai contează povestea, contează efectele și ești desensibilizat. Apoi mai există o categorie de jocuri, repet, nu sunt toate așa, dar care sunt foarte violente, foarte sângeroase. Iarăși apare o desensibilizare, pentru că dacă asiști la jocuri unde ucizi diferiți monștri sau diferite arătări pe acolo, ți se pare ceva foarte normal. Și atunci sunt părinți exasperați când copiii au niște reacții când se întâlnesc două persoane, că se gândesc că am confundat, că mă gândeam că dacă aș fi pus o bombă între, ar fi făcut bum amândoi. Da. Și părintele se uită... Bomba din joc, da. Era bomba din joc, evident. Și părintele se uită disperat. Sau copilul stând tot timpul cu ochii în ecran, este dus în concediu de către părinți și spune ce îi se pare așa ca o grafică extraordinară. Da, peisajul este nemaipomenit. Mamă, ce grafică seamănă are Sicilia. Exact. Wow. Ca să nu mai zic că se plictisește. Da. Mihaela, între timp ne scrie lumea pe WhatsApp și aș vrea să citim mesajul ăsta de la Gabriela. Am acasă un adolescent care se joacă pe calculator toată ziua. Da. Atenție, toată ziua. Deci zi lumină, da? Ce pot să fac? Orice aș spune, tot vrea să se joace pe calculator și fiind adolescent, deja e și greu să... Cum scăpăm de această dependență? Da. E important de spus. Unu, trebuie vorbit foarte mult cu copilul și de arătat și alte variante. Viața nu înseamnă doar în fața unui ecran. Din păcate, episodul pandemic prelungit, din păcate, i-a lipit pe copii și mai mult de acest ecran și aș spune că și pe adulți, o parte dintre adulți. Sunt adulți care au descoperit și ei noi jocuri în această perioadă. Deci, sportul, activitatea fizică în general, activități pe care le-ar putea desfășura în aer liber, hobby-uri. Un copil poate cânta la un instrument, un copil poate desfășura orice altă activitate și un părinte care este văzut adesea de copil cu cartea în mână este un model bun pentru copil. Dacă un copil nu vede la părinte anumite obiceiuri, nu le va copia. Copilul și copiază foarte mult. Da, pentru că și adulții sunt dependenți. Păi da, și de copilul jocuri, nu prea mai de... vede părintele citind, pentru că și părintele a devenit dependent. Aici este putem spune un exemplu foarte trist, că și la mobilă, dacă vă duceți, găsiți foarte greu biblioteci. Deci găsim din ce în ce mai rar în mobilier biblioteci, găsim din ce în ce mai rar case în care să vedem biblioteci, nu un raf două de cărți mă refer, ci biblioteci. Acum vă dați seama că toată lumea numără în cap câte cărți am în sufragerie. Și evident că vor fi persoane care îți pot răspunde în vârful buzelor, dar citesc pe e-book. Nu este același lucru. Este o variantă, dar nu este același lucru. E-book te ajută în anumite momente, când chiar nu poți merge cu 300 de cărți după tine. Andreea pe WhatsApp ne dă un mesaj foarte interesant. Bună ziua, la vârsta de 2 ani și 8 luni, dacă copilul petrece timp pe telefon la jocuri educative adaptate vârstei, cât este recomandat să stea? La ce vârstă? 2 ani și 8 luni. Aș spune tot un 25-30 de minute, pentru că chiar dacă sunt educative, chiar dacă sunt de stimularea atenției concentrate, a atenției distributive, pentru că este de fapt, trebuie să luăm și partea medicală, efortul ochiului cu ecranul. Erau specialiști oftalmologi care spuneau cândva copilul să nu stea în fața unui ecran de niciun fel până în vârsta de 3 ani. Deci ar trebui să ascultăm din punctul acesta de vedere și oftalmologii care știu bine ce spun și văd cazuistica pe care o au la cabinet. Sunt din ce în ce mai mulți copii care au probleme cu vederea pentru că stau foarte mult în fața ecranelor. Deci probleme cu vederea, probleme cu somnul, pentru că aceste activități te confiscă foarte mult și ca adult și dacă ești copil. Te confiscă foarte mult în fața ecranului. Sunt activități cronofage. Ai sentimentul și de multe ori îți propui că joci 15 minute, 20 de minute, zboară vrei să orele. Te autodepășești scor după scor și ajungi la 3-4 ore. Cum fac eu la fotbal? Ajungi la 3-4 ore, nu-ți dai seama când a trecut timpul. Ai luat practic din... Timpul este o resursă foarte importantă, iar un copil nu poate să discearnă. Cel care discerne pentru un copil este adultul. Noi nu discernem nici pentru noi. Apropo de conceptul ăsta, fii atent întrebarea aici. Copilul meu de 4 ani vrea să mănânce doar cu telefonul în mână. Ce să fac? Refuză să mănânce dacă nu îl dau. Maria. Este orice relație, chiar și mamă-copil, este o relație de putere și dacă accepti lucrul acesta ca părinte și începi să faci o coregrafie cu telefoane și cu gadgeturi prin față doar ca să mănânce copilul sau numai așa mănâncă practic copilul tău, vei continua în forma aceasta și în alte etape de vârstă. Deci este clar că trebuie să ai fermitate ca părinte și să întrerupe acest obicei care este nesănătos, pentru că nici nu ajuți nici în partea de mâncare, nici de digestie și nici nimic în felul acesta. De ce nu mai vreau să mai fac copii? Eu nu știu, momentan nu, dar mai bine nu mai joci fotbal pe calculator. Sau să nu mă mai joc eu, mă gândesc acum, sincer, din tot ce mi-ai zis. Să fii un tată foarte informat și să faci lucrul ăsta fiind foarte informat. Da, doar că eu mă gândesc și la Adela care muncește și la Bogdan care are 2 joburi în momentul ăsta. Da. Nu ești acasă, nu ești tot timpul cu el și sunt foarte mulți părinți care sunt în situația asta în care, dom'le, eu nu am efectiv cum să sculptez comportamentul copilului. Nu trebuie să sufoci un copil, dar timpul acela puțin pe care îl ai cu copilul tău trebuie să fie un timp în care stabilești niște reguli. Un copil are nevoie de un cadru. Un copil nu se poate dezvolta ca o buruiană. El are nevoie de un cadru. Și dacă tu îi stabilești niște reguli și regulile acestea sunt bine înțelese, bine internalizate de copil, ele vor funcționa, crede-mă. Sunt foarte multe familii armonioase. Nu mai avem foarte mult timp și cred că trebuie să mai atacăm o latură a subiectului, adulții. Foarte bine a zis Adela mai devreme că nici măcar noi, adulții, nu știm să gestionăm foarte bine timpul petrecut în fața ecranelor. Pe adulți cum îi afectează? Adulții trebuie să conștientizeze cât de mult pierd timp din viața lor. Dacă viața lor n-ar fi importantă, ca acest și părinții timp... putem fi afectați, iată, nu... Exact. Nu... Da. Suntem suficient de atenți la copii. Da. Da, au fost cazuri ciudate când părinții au fost mai mult cu ochii în ecran, au fost tot felul de știri care au circulat și s-au întâmplat probleme în felul acesta cu copiii. Nu dezvoltăm acum pentru că sunt subiecte cu temă foarte tristă. Ca adult trebuie să conștientizezi, în primul rând, e un efort de conștientizare. Dacă tu te consideri etern, da, poți să pierzi foarte mult timp în fața unui... Dar există totuși și beneficii, ai să că copilul meu se uită, copilul tău se uită, copiii tuturor se joacă și se uită la ecran. Da. Există și jocuri care aduc beneficii, care sunt jocuri care stimulează atenția, da, coordonarea, timpul de reacție, coordonarea, deci reflexele, stimulează gândirea, unele chiar creativitatea și te lasă să elaborezi niște scenarii. Dar trebuie să știi care sunt aceste jocuri, iar ca părinte nu poți să lași să se joace orice. Trebuie să ai cunoștință de calitatea jocurilor pe care copilul tău le dorește și să fie cu supervizarea ta de părinte. Deci în cunoștință de cauză și cu un timp oarecum limitat trebuie să știi. Mihaela, dacă am putea, am sta o lună. Avem o grămadă de mesaje, vă super mulțumim pentru ele. O să încercăm să răspundem și în scris la alături de specialistul nostru Mihaela Sahleana. Wow! Da! Ce să zic, mă deprimă subiectul ăsta, dar asta e realitatea în care trăim, să vedem cum jonglăm astfel încât să fie bine. Mulțumim foarte mult! Nu este nimic nerezolvabil. Nu este, nu. Deci dacă vrem, totul poate să se amelioreze semnificativ. Așa este. Mulțumim foarte mult și te mai așteptăm la noi.